Iată, bine ați venit, succes! Vânzare bună! Mulțumim! Acolo la dulciuri, la dumneavoastră, sigur o să aveți vânzare, sunt convins. Dulcile merge, succes!25, 30, 40, 50. Vânzare bună! Mulțumim frumos! De unde? De la? Vine! Aici au pus ei din cauza soarelui. Băgător! Ah, spira răcoare! Aici mă uiți mândra! De anunț! Și eu! Biseret! Suceava! Văd marmură, granit. Mai Iată-ne la inaugurarea târgului, ocazia zilelor municipiului Roman. Ne bucurăm de o prezență masivă din partea comercianților, ceea ce ne bucură. Înseamnă că există atractivitate pentru Roman și pentru locuitorii municipiului Roman și sunt convins că cei care vor dori să cumpere fie produse tradiționale, produse alimentare, fie industriale, vor avea o gamă variată și o ofertă din care să-și poată alege ceea ce își dorește fiecare. Suntem bucuroși de asemenea că vremea este de partea noastră, ne ajută foarte mult și sunt convins că toate manifestările pe care le propunem romașcanilor vor avea un succes pe care noi îl și așteptăm de altfel, e practic un succes scontat și nu ne dorim altceva decât romașcanii să se simtă bine cu atracțiile pe care noi le-am adus pentru ei. Cum apreciați organizarea din acest an? Veți menține organizarea și în ceilalți ani? E, să spunem, un element de noutate faptul că nu închidem circulația în Roman pe perioada desfășurării zilelor municipiului Roman. De aceea, aparent, apare o zonă mai aglomerată, însă sunt convins că odată cu proiectul de extindere a parcării Roman Vodă, ulterior lucrurile vor sta mult mai bine și soluția va fi mai aerisită. Desigur, această aglomerare apare și din dorința comercianților de a fi prezenți la Roman și acest lucru nu poate decât să ne bucure. Interesul nostru este să aducem produse din cele mai variate pentru ca romașcanii să aibă de unde alege ceea ce își doresc.